De săptămâna trecută au început lucrările de execuție a sensului giratoriu de la intrarea în Târgu Frumos dinspre Iași. Este vorba despre intersecția celor două drumuri naționale, E583 și E58, informează Direcția de Drumuri și Poduri Iași. Lucrările urmează să fie încheiate până la sfârșitul acestei luni, potrivit celor spuse de conducerea DRDP Iași. Au început lucrările de execuție a sensului giratoriu de la intersecția drumului național 28 cu drumul național 28B pe rata orașului Târgu Frumos, respectiv la intrarea dinspre municipiul Iași. Lucrările sunt prevăzute în proiectul de modernizare a drumului național 28B de la Târgu Frumos la Botoșani și urmează a fi încheiate până la sfârșitul acestei luni. Lucrările sunt prevăzute în proiectul de modernizare a drumului național 28B Târgu Frumos-Botoșani. De precizat este faptul că la Pașcani, poliția rutieră Iași a emis un nou aviz pentru amenajarea celor trei sensuri giratorii de pe strada Moldovei. Deocamdată au început lucrările doar la sensul giratoriu de la Kaufland și la scurt timp au fost suspendate din motive necunoscute. Strada a fost lărgită, trecerea de pietoni a fost mutată, dar încă nu au fost puse pe poziție balizele de plastic. De asemenea, municipalitatea a scos la licitație lucrările pentru amenajarea sensului giratoriu de la semafoarele vechi. Investiția va fi finanțată de la bugetul local.